Analizele de sol ajută fermierii să cunoască proprietățile și calitatea pământului pe care îl lucrează și mai ales ce resurse au rămas neconsumate din îngrășămintele aplicate. Majoritatea testelor se pot face în orice perioadă a anului, iar prețul unei analize de sol este accesibil. Anul trecut, peste 150 de persoane au apelat la serviciile de monitorizare a solului. Pentru o probă de sol recoltată de un beneficiar, de un orice om care are o grădină, un solar, poate să-și recolteze singur proba de sol, putând să ne contacteze pe noi înainte să explicăm cum se recoltează corect o probă de sol. O recoltează, o pune într-o pungă de plastic și o aduce la sediul instituției noastre, acest lucru costându-l în jur aproximativ 100 de lei, 100-120 de lei, iar în acești bani noi îi dăm un buletin de analize cu analizele de laborator pentru aprovizionarea cu humus, azot, fosfor, potasiu a solului și recomandări de fertilizare pentru culturile pe care ni le transmite dumnealui. În ceea ce privește costul analizelor pentru suprafețe mari de teren ce aparțin unor societăți agricole, acesta este de 20 de lei pe hectar. Înseamnă destul de puțin, ținând cont de subvenția de la APIA sau așa, și este valabilă 4 ani de zile. Adică dacă avem 100 de hectare, 2000 de lei pentru o cartare agrochimică care este valabilă 4 ani de zile, nu cred că este, nu este un preț mare. Și acest lucru poate să ducă chiar la economii din partea lor, deoarece foarte mulți fermieri îmi folosesc îngrășăminte pe bază de azot, îngrășăminte foarte scumpe, neștiind dacă solul are sau nu nevoie de aceste îngrășăminte. Specialiștii Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice OLT spun că utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor cu azot pot produce poluarea solului cu nitrați și nitriți, care sunt un pericol real pentru sănătate.